momentul se va arăta decorul nostru pe 2018, cred că puțin mai târziu decât mi-ar fi plăcut să o fac, aș fi vrut să fac acum o săptămână, însă abia acum am reușit să-l filmez, să stau jos și să editez tot ce e de editat. Sigur am postat varianta de anul trecut, nu mai țin minte dacă am postat în 2017, dar dacă am făcut-o, le voi lăsa în cutiuța cu descriere pentru a vedea cum evoluează decorul nostru în fiecare an. Așa cum știți, dacă mă urmăriți de ceva vreme, eu sunt foarte pasionată de tot ce ține de decor interior, îmi place foarte mult să decorez de fiecare sărbătoare, mă face să mă simt bine, știu că e puțin, poate prea mult în ochii unora, însă e un lucru care pe mine mă face fericit, așa că îl voi face în continuare și sper să vă inspire și pe voi să decorați, fie că vorbim despre Crăciun, Paște, toamnă, vară, orice ar fi. Așa cum am spus, pe mine mă face fericită să vin acasă și să văd multe luminițe pe casă și pomi în interior și alte decorațiuni de sezon. Acum, tema de anul acesta, în cazul în care nu știați, eu sunt cu capul și în fiecare an îmi place să decorez diferit. Nu vă închipuiți că în fiecare an cumpăr tot ce vedeți aici, pentru că nu e așa. În fiecare an adaug diferite elemente, adaug diferite decorațiuni pe care le pot folosi ani de acum încolo. Acesta e al 2014, 15, 16, 17, al 6-lea Crăciun pe care îl petrec în Statele Unite de când m-am mutat aici, așa că s-au strâns niște ani în care am avut timp să-mi construiesc colecția asta pe care o vedeți acum, așa că nu sunt decorațiuni pe care le-am obținut în 2 săptămâni sau pe care le-am cumpărat alaltăieri de la magazin. În fiecare an am adăugat la colecție, acum 2 ani am făcut o temă în carouri, o să inserez câteva poze pe aici. Anul trecut a fost o temă Winter Wonderland albă cu mult lemn, foarte cozy, și anul acesta am vrut să revin puțin la culoarea roșu, pe care n-am prea folosit-o în decorul de Crăciun anul trecut, aproape deloc de fapt, dacă țin bine minte, și să fac o temă burgundy. Și decorul de toamnă, dacă l-ați văzut, a fost puțin în tema asta de catifia, burgundy, turcoaz am avut, așa că a fost puțin mai diferit și mai netradițional. Însă roșu, burgundy este foarte tradițional pentru Crăciun, așa că m-am gândit să folosesc. Mi-a fost foarte, foarte, foarte greu să găsesc decorațiuni în tema asta. Aurii, argintii, găsești câte vrei, burgundy și catifia, foarte puțin. Am găsit la Hobby Lobby, dacă locuiți pe aici și sunteți curioși, în rest, nimic. Foarte greu mi-a fost, așa că nu e atât de burgundy cât mi-aș fi dorit eu să fie, dar cu asta am avut, cu asta defilez. Așa că îmi place cum a ieșit, e mult mai elegant decât anul trecut. Cred că decorul de anul trecut e totuși încă preferatul meu, pentru că îmi place mult tema asta cozy, dar și cel de anul ăsta a ieșit foarte, foarte bine. Și așa cum vedeți, avem 2 pomi. Dar despre asta puțin mai încolo. Așa că nu mai mă întind. Mă duc afară, începem decorul de afară, îl vedem pe zi și îl vedem și pe noapte. Perfect, începem decorațiunile cu cum arată casa în exterior. N-am făcut schimbări majore față de ceea ce a fost anul trecut, pentru că avem luminițe pe care le folosim și oricum o să vă arăt în timpul nopții cum arată casa decorată, pentru că e foarte interesant să vedeți ce gard de lumini a făcut John. Gardul ăsta nu l-am avut anul trecut, este nou, este invenția lui de anul acesta, pentru că am zis să facem ceva nou în fiecare an. Acum, coronițe pe marginea garajului, nimic super wow, o coroniță acolo sus, coronițe pe casă pentru că arată foarte festiv și foarte american, cum aș spune eu. Bun, cam asta e aici la fața casei și la garaj. Mergem acum la ușa de la intrare, care are practic cele mai multe decorațiuni, după care cu siguranță o să vă arăt în timpul nopții pentru că arată mult, mult mai bine. Cam așa arată intrarea noastră în casă. În fiecare an punem coronițe și pe ușa asta de aici, care e ușa de la intrare în garaj, și pe ușa principală, pe care, sinceră să fiu, nu o prea folosim. Folosim foarte mult ușa de la garaj când intrăm în casă, însă atunci când avem musafiri, folosim asta. Așa cum tema de anul acesta este cu burgundy, am încercat să adaug niște elemente roșii, pentru că n-am mai găsit fundițe burgundy, așa că am pus una roșie aici de catifia. Și am accesorizat ușa cu o ghirlandă.
În rest, elemente de lemn, așa cum am avut și anul trecut, plus diferite crenguțe de brad naturale. Semnul acesta e făcut de John, l-a făcut acum două ierni, it was two winters ago or last winter? Acum două ierni și scrie Belief pe el, el a făcut lemnul, el l-a tăiat, el a făcut tot, așa că e unul din semnele mele preferate pe care îl folosim mereu în decorul nostru. Semnul acela e cumpărat și în rest decorul nu arată foarte diferit față de cel de anul trecut. Am încercat să introduc elemente roșii și de catifea atât de mult cât am putut. Și aici, anul acesta am zis să fim drăguți cu oamenii de la livrări care ne aduc o tonă de pachete pentru cadouri și le-am lăsat câteva treats și le-am spus să își ia un granola bar sau un candy cane când vin să ne lasă câte un pachet și să știți că oamenii și le iau și noi reumplem asta de fiecare dată când e goală. Așa că o lăsăm aici pe preș, că aici ne aduc de obicei cadourile. Așa cum vedeți, încerc în timpul sezoanelor să folosesc toate chestiile astea pe care le avem aici, în timpul verii, în timpul toamnei, în timpul iernii, pentru că lădițele alea pe care le-a făcut tot John acum 2-3 ani, iarna le folosesc să pun felinarele. În timpul iernii, felinarul ăsta are globuri în el. În timpul toamnei are frunze. În timpul verii are lumânări cu becuri LED. Așa că încerc să refolosesc decorațiunile. Tuțele astea sunt specifice de iarnă pentru că scrie Holiday Greens, că altfel le-aș folosi și vara. Însă, da, felinarele sunt cele pe care le refolosesc, la fel și ledițele și semnul ăla cu Welcome stă acolo tot anul, pentru că nu e de un anumit timp sau nu. Și da, cam atât. Și semnul ăsta l-am cumpărat anul trecut, după ce a trecut Crăciunul, l-am găsit la un mega discount și l-am luat, scrie Tis the Season și e din metal. Mi-ar fi plăcut să găsesc o ghirlandă adevărată, nu fake. Anul trecut am găsit la Costco, anul ăsta n-au mai avut, așa că aveam una în subsol pe care o folosim aici în exterior, însă îmi place mai mult când putem folosi materiale naturale. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh oh, la da da da. Oh oh, la da da da. Oh oh, la da da da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. Am spus, ce am adăugat anul acesta la decor a fost acest gard. Așa cum știți, în America nu, casele în general nu au garduri. Așa că n-am știut unde să mai adăugăm luminițe, să ne fie totuși ușor, să nu ne mai urcăm pe casă. Și John a venit cu ideea asta de a face un gard din luminițe și a cumpărat bețele astea de pe Amazon, pe care le-a pus în pământ și multe, multe șiruri de luminițe. Așa că atunci când se va face seară, veți vedea cât de frumos arată, arată ca un Winter Wonderland, pentru că toate sunt luminate, arată ca o piesă de aeroport. Am zis că poate o să aterizeze vreun avion la noi, crezând că este aeroportul aici. Și merge așa în jurul casei, însă mai bine veți vedea de seară când poți aprinde becurile, pentru că acum ne era frică să nu se împiedice oamenii de el, că nu e foarte vizibil. Mergem acum pe partea cealaltă să vedem cum este casa și de la stradă. Bun, pe partea asta a casei e partea din lateral. Sunt multe proiectoare, sunt vreo 4 în total, cu Merry Christmas, cu tot felul de urări de sărbători și cu fulgi de nea. Încercăm să nu facem toate culorile, așa că ne-am concentrat pe alb-albastru. I think that's it, right? White and blue is all we have. Și pe partea asta am făcut o chestie super, super basic și am pus doar fundițe
roșii de-a lungul bărilor de la terasă, pentru că, din nou, altceva, n-am știut ce altceva să punem să arate, să arate ok. De asemenea, John a pus anul acesta în jurul balustradelor și pe bețele alea de acolo, pe stâlpii amici de acolo, a pus multe, multe becuri. La fel și aici jos a pus împrejur luminițe. Din nou, se vor vedea mult mai bine. Astea sunt de anul acesta. O să pun o poză de anul trecut, să vedeți puțin diferența între câte lumini au fost anul trecut și câte lumini sunt, sunt anul acesta. Însă, John a făcut o treabă super bună. Good job, babes. Putting all those lights took you a lot of time. De asemenea, John s-a urcat acolo pe casă, sus. Cred că v-am arătat într-un daily vlog. Pe scară și e foarte înaltă. Pentru a pune toate beculețele alea și sunt puse cu foarte multă atenție și arată tare bine, nu sunt aruncate acolo, sunt extrem de simetrice puse și arată tare bine când sunt, când sunt aprinse. În rest, pomii de aici au și ei beculețe, tot așa, ăsta a fost foarte greu de pus pentru că e foarte înalt și din bradul ăsta nu le dăm jos în timpul, în timpul verii. Pentru că e prea înalt, se mai urce să le dea jos, n-am chef să pice, să-și rupă gâtul, așa că doar le scoate din priză, pune mai sub pom și nu vede nimeni că avem, că avem becuri în timpul, în timpul verii. La pomul ăla însă punem de obicei în fiecare an pentru că e suficient, suficient de jos. La fel și tufele astea de aici au beculețe, la fel și la din spatele lui John. Și cam astea sunt decorațiunile pe afară. Proiectoare și o tonă de luminițe. Would have been fun to know how many lights, John, you put. Like, actual count, how many bulbs. Probabil mii. Thousands? Hundreds? Dar arată tare frumos și o să vedeți, repet, seara cât de bine arată cu ele aprinse. Acum în casă. Asta e și un fel de mini home tour, pentru că n-am făcut unul până acum. Asta e hall-ul în care intri în casă. Și avem acolo sus un semn foarte simplu cu All is bright. După care avem colțul ăsta de aici, care e unul din preferatele mele. Colț pe care l-a făcut John anul acesta. El a pus și plepola pe perete, rafturile și cutia mare în care eu îmi țin toate poșetele. Așa cum vedeți, am atârnat câteva litere cu Joy, că oricum nimeni nu folosește agățătoarele alea pentru haine, pentru că le punem aici în dulap, o pernă drăguță, un Moș Crăciun. În cazul în care nu știți, noi în fiecare an avem o tradiție să cumpărăm un Santa din ăsta de când suntem căsătoriți, de când m-am mutat eu în SUA, așa că până acum am colecționat 6 și sunt vreo 5, alți 5 prin casă. Așa cum vă spuneam, nimeni nu folosește agățătoarele alea pentru că aici ne ținem hainele, așa că mi-am permis să pun, să pun decorațiune acolo pentru că toate hainele și toate gecile stau aici. În rest, avem aici un alt Moș Crăciun și o cutie pe care scrie Let It Snow, unde eu îmi pun eșarfele, fularele în timpul iernii.
Acolo mergem în basement, dar nu avem nimic decorat, așa că nu vă duc, că n-am ce să vă arăt. Însă am pus florile astea de catifia pe bara scărilor și merg în sus. În mod normal pun o ghirlandă verde, dar pentru că tema de anul ăsta e cu flori, cu burgundy, cu catifia, le aveam de vreo 2 ani, așa că am zis că e o ocazie bună să le folosesc anul acesta. Alt moș Crăciun, ăsta e primul. Ăsta e primul pe care l-am luat în 2014. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me. Bun, acum că am terminat cu exteriorul și cu holul, mergem sus. Aici, așa cum vedeți, avem un panou unde ținem toate felicitările pe care le primim de Crăciun. Nu știu dacă în România se mai trimit, însă în America încă e un obicei să trimiți felicitări, așa că mie îmi place să le țin la display aici. Și noi o să facem felicitări, sunt cam în urmă anul acesta, dar le comand diseară. Înainte să vă arăt Winter Wonderland-ul și Crăciunul care a explodat aici în cameră, am vrut să vă arăt un pic ce am făcut la mine în cameră și în dormitor, deși nu sunt foarte, foarte multe chestii. Dormitorul l-am ținut destul de simplu, însă am vrut totuși să fie un touch așa de Christmas în dormitor și am pus 2 brăduleți, 3 de fapt, semnul cu Happy Holidays și acea ghirlandă. Vreau să pun niște chestii pe perete, gen rame foto, însă n-am apucat, așa că n-am vrut să arate foarte, foarte gol și urât și am pus frumos doar ghirlanda aia, nimic altceva. Mergem acum la mine în cameră. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate bar. Pentru că nu am laptop și stau mult timp la mine în cameră pentru a edita, am zis să aduc Crăciunul și la mine în cameră, deși nu am brad, nu am alte lucruri. Am însă colțul ăsta cu bradul ăsta super drăguț pe care l-am luat de la IKEA acum 2-3 săptămâni când am fost. E simplu, e de hârtie, mi-e frică să nu ia foc, dar zice John că e safe. Brăduțul ăsta pe care l-am de vreo 2 ani și una din decorațiunile mele preferate de la cel mai mare magazin de Crăciun este acest brăduleț rose gold pe bază de baterii. Arată tare bine, tare bine în timpul serii. În rest, aia e stația mea de lucru, nimic interesant de arătat și cadouri pe jos pentru că urmează să le împachetez. Bun, mergem în Winter Wonderland. Ta-da! Toată lumea care ne vizitează spune că aici a vomitat Crăciunul, dar e locul în care petrecem cel mai mult timp, așa că mi s-a părut normal și natural să fie și cel mai decorat loc. Și, așa cum vedeți, avem 2 brazi, pentru că unul n-ajunge. John a crescut cu brad artificial și atunci când m-am mutat eu, mi s-a părut mai economic să avem brad artificial. Anul trecut însă am fost la o pepinieră și am cumpărat primul nostru brad natural. Și ce să vezi, la John i-a plăcut ideea de a avea 2 brazi, nu unul. Așa că în fiecare an acum avem și un brad natural, evident, mai micuț, mai în partea aia. De asemenea, John a lucrat la raftul ăsta de aici, pe care îl decorez eu în fiecare sezon cu diferite obiecte, rame foto, brazi, candele cu lumânări și ghirlanda asta cu flori de bumbac. Ăsta e Moș Crăciun de anul acesta, e singurul pe care l-am găsit mai în tem așa de burgundy și catifia. Așa că are loc principal aici lângă televizor, televizor pe care noi nu prea îl folosim, e mai mult de decor. De asemenea, brazii ăștia i-am cumpărat anul ăsta de la Casco și sunt pe bază de baterii și îmi plac foarte mult. Merg din nou cu tema de burgundy, catifia și elemente de sticlă. Mi-ar plăcea să nu se schimbe în toate culorile și să fie numai roșii, dar nu se poate.
asemenea, ăsta e bradul de anul acesta. Așa cum vedeți, mi-a fost foarte, foarte greu să găsesc burgundy, să găsesc orice culori în tema asta, orice decorațiuni în tema asta. Însă am găsit la Hobby Lobby florile astea, globurile astea și globul meu preferat de anul acesta este acesta de la Bronner's, de la magazinul de Crăciun. Este făcut în România și e pictat manual, e absolut superb. Din nou, sunt diferite globuri în acest pom care înseamnă mult pentru mine. Ăsta e globul pe care l-am făcut în anul în care ne-am căsătorit cu hashtag-ul nunții noastre. Scrie pe el Happily Ever Alban. Și tot în anul acela am luat și globul ăsta pentru că a fost primul Crăciun în casa nouă. Colțul acela e foarte cozy și drăguț. E un fotoliu foarte confortabil. Nu prea stăm aici pe el, deși ar trebui să-l folosim mai des. Și am pus toate luminițele astea, cadourile și bradul lângă, pentru că sunt preferatele mele. Le-am luat anul trecut când am avut tema cu Winter Wonderland. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be all right. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream. Masa asta, din nou făcută de John. Jumate din mobilier din casă e făcut de John. Am mutat un pic lucrurile. În mod normal avem bucatea de fotoliu aici în față și măsuța aici, însă pentru că nu avem loc de brad, am făcut niște modificări și, să fiu sinceră, îmi place mai mult masa aici decât la geam, cu lumânări, cărți de home decor și cutia asta de cadou de Crăciun, care e din lemn, n-are nimic în ea, dar mi-a plăcut foarte mult ideea de decor. Din nou am cumpărat câteva perinițe anul acesta, care să fie și ele în temă, greu de găsit perinițe burgundy, însă am găsit-o pe acolo, Welcome to our Winter Wonderland, care se potrivește. Mutăm acum la masă. Masă care are multe lumânări anul acesta și mulți pomișori din ăștia. Decorul de anul acesta are mulți clipici, catifia aici pe masă la Table Runner și mi-a plăcut foarte mult inelele pe care le-am găsit anul acesta pentru șervețelele de pe farfurie. Un alt glob care înseamnă mult pentru noi, tot în 2016 l-am luat. Și aici un close-up cu pomulețul de anul acesta, mă rog, cel natural de anul acesta, care are globuri din toate locurile, globuri dragi nouă, de exemplu, astea le-am primit anul acesta de la urmăritoare de pe YouTube și scrie pe el Dexter și este unul cu Alina și să vedem unde e John. John e aici. Și sunt tot felul de globulețe din astea mai speciale, unul de anul trecut de la Crăciun și globuri diverse, nu are neapărat o temă, e globuri dragi nouă și pentru că mai vrem să avem încă unul. Etajera pe care în fiecare an o decorez, în funcție de sezon, cu multe căsuțe, cu multe chestii sclipicioase și cu felinarul preferat de anul acesta, pe care l-am luat tot de la Bronner's, de la magazinul de Crăciun. E super dreamy, cu sclipiciul la care se ridică lângă Moș Crăciun.
alt colțișor din bucătărie care e tot timpul decorat în funcție de, sezon e acesta. Pe tăblița tot timpul pun mesaje sau urări sau tot felul de chestii din sezonul în care suntem. O poză cu noi din 2013, nu e chiar din 2014 cum scrie aici, dar în 2014 am pus-o în ramă. Asta a fost când a fost Gen în România de Revelion în 2013-14. Colțul ăsta e unul din preferatele mele de anul acesta pentru că e colțul cu ciocolată caldă și cu cafea. Aici sunt toate cănile de sezon, pentru că mie îmi place să cumpăr o cană, cel puțin în fiecare an, de sezon și asta e cea de anul acesta. De fapt, de anul ăsta am luat două. Și fa-la-la-la-la cu cafea. Sunt obsedată de căni, așa cum vedeți, sunt multe. Și aici avem ciocolată caldă cu mentă pentru John, cafea. Aici facem cafeaua de dimineață, șervețele de sezon și haideți să vă mai arăt un alt colț preferat anul acesta. Este acesta, este un candle bar. În cazul în care știți sau mă urmăriți de ceva vreme, știți că sunt mega fană lumânări. Super mult îmi plac. Pus pomișori ca să fie mai festiv locul, însă de-abia aștept să le dau foc în fiecare seară. Sunt toate, 8% din ele sunt arome și mirosuri de sezon. Asta e unul din colțurile mele preferate. Am văzut că s-au strâns multe și am zis ce pot să fac cu ele. Hai să le pun frumos aici și să le dăm foc în fiecare seară. I've got a mistletoe in my hand and the boys are lining up for my kisses are for one special guest. Jos, tot timpul încerc să pun fie rame foto, fie diferite decorațiuni. Sunt destul de greu de văzut, așa că trebuie să fiu atentă ce pun, cum pun. Plus că Dexter are obiceiul să se joace cu chestiile alea, așa că trebuie să fim atenți să nu dispară cu ele. Bun, dragii mei, fac acum încheierea la acest clip cu decorul de Crăciun pentru că i-am făcut inițial încheierea în weekend, acum când l-am filmat. Și când m-am pus să-l editez acum seara, practic în seara de dinainte să-l postez, ce să vezi, eram plină cu ruși pe dinți, așa că m-am gândit să nu vă scârbesc, să vă arăt acele clipuri, ci să-l închei astăzi, numai bine acum fac ultima parte din el cu încheierea, după care urmează să termin de editat și să-l postez, să-l vedeți voi mâine. Eu sper că v-a plăcut și mă știți, sunt mega fană de cor și sper că prin acest clip v-am dat o idee, v-am relaxat, v-am inspirat sau v-am introdus și mai mult în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Așa cum știți, mie îmi place mereu să go all out, vine vorba de sărbători și a fost o adevărată plăcere să decorez. Mi-ar fi plăcut să am puțin mai mult timp să-l filmez, să-l fac și mai fun și mai artistic și mai cute și mai drăguț, dar atât timp am avut la dispoziție și nu am vrut să treacă 2019 fără să vă țin la curent cu modul în care arăta decorul. Voi posta și mai multe poze de acum încolo pe Instagram să vedeți și alte unghiuri și alte lucruri pe care poate nu le-am surprins în acest clip. Vă mulțumesc tare mult pentru interes. Sper că nu v-am dezamăgit, știu că l-ați așteptat de ceva vreme și sper că v-a plăcut, sper că a fost pe gustul vostru. Ar trebui să ne mai auzim până la Crăciun, așa că nu vă zic încă Crăciun fericit. Să de fapt vă zic, pentru că următoarele clipuri ce o să apare sunt clipuri pe care le-am prefilmat când a fost mama aici, așa că vă doresc de pe acum un Crăciun fericit, liniștit, plin cu sănătate și sper să-l petreceți alături de cei mai dragi oameni din lumea asta, cu mâncare bună și cu multă liniște și pace în suflet. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine anul acesta și da, nu uitați că ne vedem pe Instagram dacă vreți să vedeți mai multe poze din momentan Michiganul plin cu zăpadă, dar însă din păcate am auzit că plouă săptămâna viitoare de Crăciun, așa că nu mă invidiați, nici noi nu o să avem un Crăciun alb din păcate, așa că poate Revelion, vedem cum arată vremea până atunci. Vă mulțumesc încă o dată, ne vedem cu siguranță în clipul următor. V-am pupat!